Salutare, eu sunt Gino și azi o să filmăm pe toslor.fie.ro. Să dat încă un update la server, haideți și voi pe el, eu sunt pe momentul acesta. Am primit leader la taxi, fac recrută la taxi care vrea să intre cu mine. Sunt cel mai țin așa minte mapa, dar hai puțin cât de cât știu de destul, știu de destul, știu de legume și totul. În rest, nu le părți. Eu vă aștept pe voi, eu fac recrutările pe taxi. Dacă vreți să intrați, să ne jucăm împreună. Ieri am avut 12-14 player constanți, cam așa, nu am fost pe server ieri când s-au făcut recrutări de admin și de toate astea. Vedeți că la 15 ani se fac recrutări pentru admin, se vor da 3 admin la doar prin alegere. Ok. Cine e acum pe server? Alex, care cred că e AFK. Tibi, care scriptează ceva, și Mede, care nu știu ce face, sincer. Niciunul nu știu ce face. Eu acum am ieșit așa puțin prin oraș să... Apropo, s-a dat upgrade la mașini, nu mai sunt mașinile aia vechi, sunt acum... Cum doamne ferește să nu iau astea? Bă, cum doamne ferește să nu iau astea? Sultan? Da, cred că Sultan să nu iau. Da, Sultan. S-au băgat Sultan, stai să vedem. Să mă dau jos, slash rock. What? Okay. Gino-i taxi! Gino-mania! Respawn Gino. Tot cu owner am rămas pe server, scriptele sunt mai bune. S-a schimbat decât spawn-ul. Locurile de aici, s-a băgat și Infernus pentru rapiditate. Ca taxi, ce trebuie să facem noi ca taxi? Noi suntem taximetriști, acum o să fac și o serie de lucruri așa ceva. Suntem taximetriști. Ce? Apropo, ce vreau eu să vă spun, Crăciun fericit, suntem la ajuns Crăciun, deci Crăciun fericit, eu sunt Gino, deci vei taxi, nu știu, Crăciun fericit, dacă vreau să intrați în... Nu știu. Să tag din urmă, că deja vorbesc peste, hai să rămânem aici. V-aș recomanda să nu luați aceste taxiuri, sunt doar pentru cei care vor să meargă mai lent, să puștinge mai mult, dar sloganul nostru va fi foarte rapid, adică Speed Taxi. Na, asta luată din ăla, din reclama aia cu Speed Taxi, deci noi trebuie să ne mișcăm foarte repede mașinile, asta e toată ideea. Eu o să iau deocamdată decât acest Infernus miracul. O să oprește pe radio, idiot, așa. Seara la ora 8 trebuie, deci e regulamentar pentru, deci la ora 8 fix trebuie să aprindem farurile frumos pe cât râlăm. Îmi place motorul ăsta cum toarce, ia uite. Nu știu dacă se aude pe filmare. Fuck, dar mai știu să mai fac drift-ul, mă? Mă, mie îmi place că s-a băgat și Infernusul ca taxi, pentru taxi. Hai să vedem cine este în, de fapt, stai. Market leader. Să vedem ce au rămas libere. Libere au rămas, mi se pare că sunt doi într-un span, așa. Bă, singur, cele care au rămas liber sunt... Nu-mi dau seama că nu văd aici niciuna interesantă. Stai. Facțions. Uite aici. Avem slash faction ca să vedem tot ce trebuie, slog.rpg. Deci, ideea e... Dacă intrați pe server și ne strângem cel puțin 15, eu cu Alex și cu Tibi o să facem un event... Apropo, am primit ceva? Mă tipi în apă, ceva e asta? Cred că e... De unde s-a aflat? Iar ca lumea. Cine e aici? What? Na, iar a dat domnul Mede la taxi și apoi a plecat de acolo. Deja mă enervează să fac asta. Cum mai vreți? Cotul sunt. Mă, ideea e că suntem deja la update 3, game-ul se va schimba peste câteva luni, 3-4, da, stați în știți că totul va rămâne salvat, vă asigur eu de asta. Eu cu niște prieteni să luăm la un game-ul special și
să facem un RPG pe cinste. Deci voi vreau să intrați pe server, să ne distrăm cu toți. Dacă vreți să apărăm și pe filmare, intrați pe server, scrieți la report, vreau și eu în filmare, după și pot să vorbim gratuit. Apropo, pentru cei care vor să intre în taxi, o să-i video informativ pentru taxi, pentru facția taxi, ca să reputez. Deci, pentru cei care vor să intre în taxi, dacă ai intrat în taxi și vezi un jucător că s-a logat nou, scrie că scrie și pe cine e nou și cine e vechi, cei noi vor fi transportați gratuit o singură tură unde vor ei. O singură tură, gratuit. A doua tură se plătește. Maximul de dolari este 30 de dolari, dar nimeni nu o să vă ia... Nimeni nu o să tragă la voi dacă aveți 30 de dolari pe secundă. Pe minopalor. Eu, sincer, simt doar la 5 dolari și 8 dolari. Tot un pic de bani am venit și n-am nevoie. Cred că aș pune și 1 dolar la mersul, dar taina mai fie fi. 5 dolari sau 8 dolari este suficient, eu zic. Mai ales că transportăm rapid, ușor și sigur. Dacă vrei sigur, nu vă urcați cu mine, nici felul se uite. Asta înseamnă rapid la mine. Fix. Deci, eu am fost Dino, Crăciun fericit la toți. Azi o să mai revenim cu tot așa un video ăsta, cred că e episodul 3 sau 4 din Slough. Deci eu vă aștept pe server, facem recrutări, deci toți ne întâlnim la gară. Dacă vreți să intrați, dați report eu la mine și îmi spuneți acolo. Eu o să vă recrutez, o să vă pun într-o mașină oarecare și o să vă spun pe unde să mă luați. Nu o să luăm cu întrebări, cu comenzi, ca să știu și eu că știți că nu-i mare lucru să scrii fare sau să dai accept taxi sau taxi accept. Nu e mare lucru. Ideea e că pe server... Ok, ideea e că pe server nu trebuie să raportezi pe cine, ca pe Bizon sau Bagger. Nu trebuie să faci poza la fiecare membru care l-ai luat. Trebuie decât să dai pe forum raport la cât ți-ai luat pe zi. Maxim, atâta e lucrul. Ca să afli, e ușor să ții și tu minte un număr. Nu este greu, mai ales că pe server nu prea se aprează la taxi. Câteodată se aprează ca să duci la trac în caz că nu are mașini și toate astea. Ca să ții mașină, te duci la dâse. Ce mai spune dâse? Uite, aici de aici ții mașinile. Eu mi-am luat un RG, ăla îmi place mie. Deci, până data viitoare, eu am fost Gino. Încă o dată Crăciun fericit și eu și sărbători fericite pe ales, mai ales pentru cei care s-au dus la țară. La mulți ani la toți, mai ales că am un plan special pentru anul nou. O să am o surpriză pentru voi pentru anul nou. Și apropo, cei care mi-au zis pe Skype dacă fac promovări. Da, eu fac promovări, dar nu fac promovări la channel de hackeri sau la channel cu diverse cheat-uri. Eu fac promovări numai la cei doar care fac vlog, tutoriale, chestii care ajută gaming. Dacă ai peste 50 de abonați și ești și sunt cel puțin 40-30 activi la tine și vrei să ajungi mai departe, poți să-mi lași un PM pe Skype și facem acolo un parteneriat plus colaborare și promovare. Eu n-am fost ajutat cu promovări sau cu chestii din astea și m-am pus la mult să fac o promovare. Eu nu fac așa, deci eu să fac și eu promovări pentru că eu am vrut să fiu ajutat chiar dacă n-am fost. Singurul ajutor care am avut este din partea voastră și asta e suficient. Deci, fac promovările gratuite, nu cer bani la mine, că n-am de ce să cer bani. Că până la urmă toți trebuie să fim ajutați și în primul rând suntem în ajunul Crăciunului, nu? Până data viitoare, eu am fost Gino, deci intrați pe server ca să vă recrutez ca un taxi frumos. Sau dacă vreți să intrați în altă facțiune, deci intrați pe server. Eu vreau să intrați pe server, bineînțeles. Apropo, serverul a fost în sfârșit reparat. Se pare că au fost niște bug-uri în vechiul game mode. S-au rezolvat ușor pe scriptorul nostru TV. Și cred că l-a ajutat și americanul, dar asta e partea doua. Până data viitoare, asta e cred că a patra oară care încerc să închid acest episod. Până data viitoare, eu am fost Gino, un Crăciun fericit, deci. Gata, așa să vă fac și așa cu mâna. Nu știu dacă merge. Dai, ce trei, dai. Până data viitoare, ciao!